Primăria municipiului Timișoara va amenaja noi locuri de parcare în cartiere, pe locul garajelor existente, majoritatea folosite pentru alte scopuri decât parcarea mașinilor și chiar abandonate. După amenajarea peste 300 de locuri de parcare în Lipovei, Girocului, Șagului și Modern, Primăria Timișoara are în vedere demolarea a 229 de garaje de pe domeniul public și transformarea spațiului eliberat în parcări. Pe lângă locurile de parcare, în proiectul municipalității sunt prevăzute căi de acces, trotuare, spații verzi, arbori și sistem de canalizare pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale. Cartierele vizate sunt Lipovei, Aradului, Modern, Șagului și Martirilor.